Polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat în vârstă de 27 de ani, bănuit că ar fi sustras dintr-o locuință 4.750 de lei. Secția 7 de poliție a fost sesizată prin sistem 112 de către un bărbat în vârstă de 95 de ani cu privire la faptul că, în urmă cu o zi, o persoană necunoscută i-ar fi sustras din locuință 4.750 de lei. Probatoriul a arătat că, sub pretextul că este instalator și că s-ar fi produs o inundație care a afectat apartamentul, bărbatul ar fi pătruns în locuința din sectorul 2 a persoanei vătămate, apoi, profitând de neatenția acestuia, ar fi sustras de pe o masă un plic ce conținea 4.500 de lei, iar din buzunarul unei haine 250 de lei. Astfel, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele bărbatului, acesta fiind depistat și condus la audieri. Prejudiciul a fost recuperat integral. În urma efectuării controlului corporal asupra bărbatului bănuit, au fost găsiți 8.500 de euro și 2.500 de lei, sumea căror proveniență nu a putut fi justificată. Tânărul în cauză a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu o propunere legală. Relatează Digi24.ro.